Deputatul PAS, Lilian Carp, în studioul Europei Libere de la Chișinău, chiar și dacă s-a anunțat că sesiunea deja s-a încheiat a legislativului, totuși mai urmează să aibă loc două ședințe plenare, una pentru a pune în discuție moțiunea de cenzură și alta pentru a fi investit în calitate de președinte doamna Maia Sandu. Domnule Carp, cum se încheie acest an din punct de vedere al activității legislative? După mine se încheie foarte rușinos, mai ales că am avut acea miercuri neagră în Parlamentul de la Chișinău, unde hoții, într-o majoritate parlamentară, care e o declară neformală, au votat mai multe legi care, de fapt, își apără interesele lor economice din diferite domenii. Și am văzut cum s-a votat pentru a-și apăra interesele atât la ANI, pentru ca ANI-ul să nu mai poată lua la puricat despre averile, de unde le-au luat, cum le-au luat, cum și-au făcut averile, pentru că mai mulți deputați din fracțiunea Partidului Socialiștilor sunt vizați în dosarele de ANI cu anii precedenți, că nu există corelare dintre veniturile și cheltuielile pe care le-au făcut, dar sunt și alte lucruri pe care ei le-au votat în acest legislativ, precum interesele lui Nichiforciuc și Andronache în ceea ce privește cu Sigarilus și alte multe domenii care băieții pur și simplu folosesc bugetul statului și în general statul Republica Moldova în interese personale. Dar practic majoritatea din acele proiecte adoptate la miez de noapte cel mai probabil deja sunt sau vor mai fi sesizate la Curtea Constituțională? Da, e atâtea porcării au votat într-o singură zi, da, încât este nevoie de mai mult timp pentru a putea studia fiecare proiect de lege în parte pentru a putea să-l atacăm la Curtea Constituțională. Chiar am discutat, s-a discutat între fracțiunile parlamentare ca fiecare să studieze o parte din ele pentru a merge, să nu ne suprapunem în ceea ce privește sesizările la Curtea Constituțională pe același subiect, ca fiecare fracțiune să-și aleagă 1, 2, 3 subiecte și rând pe rând să se poată merge la Curtea Constituțională pentru a fi atacate. Dar nu e o povară prea mare și pentru înalta curte? De ce vă pun această întrebare? Pentru că pe rol ar trebui să fie pusă fiecare sesizare în conformitate cu este legea, dar și cu un anumit termen ca să aibă timp să examineze ceea ce sesizați. Este o povară, mai ales că s-au votat foarte multe, au votat și la miez de noapte. Dacă ei au votat o zi întreagă fără, deci pur și simplu ridicând mâna în sus, citind din numărul proiectului și ridicând mâna în sus, vă închipuiți că câte proiecte au fost votate cu farmaciile ambulante și multe, multe alte lucruri. Președintele a promulgat o parte din ele, a anunțat că astăzi și bugetul pentru anul 2021 va fi promulgat. El va promulga tot, fiindcă există o înțelegere între această gașcă de la guvernare, pentru că ei și-au împărțit fiecare luându-și cota parte sau din bugetul de stat și fiecare își are interesul lui votat prin politica bugetar-fiscală, normal că va vota interesele lor personale. Dumneavoastră îi criticați, chiar insistând pe ideea că ar exista și o majoritate, chiar și dacă informală, dar exista în actualul Parlament. Ei continuă să spună că nu poate fi vorba despre o alianță și că doar alegerile parlamentare anticipate ar fi colacul de salvare pentru actuala situație din Republica Moldova. Deci este foarte straniu o asemenea abordare. Noi am vociferat care sunt căile pentru a merge în alegeri anticipate. Ele sunt doar voința politică. Există câteva căi. Colegul nostru din fracțiunea PAS, Sergiu Litvinenko, a vociferat care sunt căile pentru a merge în alegeri anticipate, legale, constituționale, dar și ex-președintele Curții Constituționale, domnul Alexandru Tănase. Am citit azi dimineață o postare în care și iarăși practic vine să confirme, dar propune și alte soluții prin care s-ar merge în alegeri anticipate. Dar atât domnul Litvinenko cât și domnul Alexandru Tănase în concluzie spun că doar voința politică se poate merge în alegeri anticipate. Deci, dacă aceste două partide care astăzi au peste 51 de mandate nu își vor dori alegeri anticipate, din păcate ele nu vor fi. Deci, declarativ, pentru a putea declara și a urla că, uite, noi vrem alegeri anticipate, dar cumva
le faceți voi sau le organizați voi sau le porniți voi, este absurd. Trebuie să coincidă declarațiile cu acțiunile lor. Ca să se ajungă la alegeri parlamentare anticipate, stipulează norma legală în ce cazuri? Doar atunci când 3 luni de zile nu se adoptă legi în Parlament și atunci când guvernul pleacă în demisie sau... Da. De bună voie își depune mandatul și din 3 încercări nu se poate desemna și investi un alt cabinet de miniștri. Da. Deci prima cale este timp de 90 de zile nu se adoptă nicio decizie în plenul Parlamentului. Asta ar fi 90 de zile de la data de 11 când a fost ultima ședință și deci asta ar fi care apărea premizele în luna martie, începutul lunii martie și am avea în luna mai, am avea alegeri cel târziu luna iunie. A doua cale este ca să-și dea demisia guvernul Chicu și atunci dacă nu există 51 de semnături pentru a fi înaintate președintelui țării, fiindcă legea prevede că dacă există 51 de semnături, președintele țării trebuie să înainteze această candidatură cu condiția că este integră persoana care este înaintată. Da? În cazul că nu există 51 de semnături, da, care ar înainta o candidatură pentru funcția de prim-ministru, deci președintele este în drept să propună el o candidatură sau, din câte cunosc, a fost la Curtea Constituțională actualul încă președinte, domnul mai are încă 3 zile, și deci s-a cerut să se expună dacă nu există 51, președintele dacă dorește sau nu dorește să înainteze o candidatură. Atunci președintele nu înaintează, dar iarăși ai 3 luni de zile în asemenea caz. Cel mai scurtă cale, deci clar că ar fi, își dă demisia guvernul, președintele vine formal cu o candidatură care este respinsă în plenul Parlamentului, după 45 de zile apar premizele pentru organizarea alegerilor anticipate, dar trebuie să existe o înțelegere între actorii politici din Parlament. Până una alta, cel mai probabil miercuri, în a doua jumătate a zilei, urmează să aibă loc o ședință a legislativului când deputații vor discuta acea moțiune de cenzură care a fost depusă de 34 de aleși ai poporului săptămâna trecută. Ce șanse ar avea această moțiune de cenzură? S-au mai făcut tentative în vară și au eșuat. Această tentativă care acum noi sperăm ca actorii politici care au declarat că își doresc anticipate să vină și să voteze demisia guvernului. Din păcate, din gura lui Dodon am auzit că probabil nu va fi quorum. Asta a spus el. Deci aici încă o dată adeverește că există o înțelegere dintre această majoritate nedeclarată în Parlament, așa cum au făcut-o și la moțiunea simplă împotriva politicilor din Ministerul Afacerilor Interne. Da? Deci nu s-au prezentat, s-a considerat ca fiind consumată tentativa moțiunii. Deci nu este tot faptul că se va merge pe aceeași formulă și, și în cazul moțiunii de cenzură împotriva guvernului Chicu. Dar surprizele pot fi. Dumneavoastră ați semnat această moțiune de cenzură? Da. Și ce scrie în ea? Sunt aduse mai multe inactivitatea. El se bazează pe inactivitatea acestui guvern în ceea ce privește politici în domeniul de sănătate, da, fiindcă guvernul practic nu a acționat nimic. Despre modalitatea inactivității acestui guvern în ceea ce privește mediul de afaceri, că el trebuie ajutat, mediul de afaceri de Republica Moldova scârție din cauza pandemiei și deși nu-și desfășoară activitatea îndeplină așa cum trebuie. Și de asemenea sunt aduse și acele învinuiri privind apărarea intereselor oligarhice din majoritatea parlamentară. Astea sunt liniile de atac, dar să nu uităm că există și în domeniul securității, avem cetățeni de noștri care sunt ținuți ilegal în Transnistria de către regimul de la Tiraspol și multe alte lucruri prin care, de asemenea, contrabanda cu anabolizante, ați văzut că ieri a fost ridicată și 53 de kilograme de
droguri și tot așa mai departe. Deci noi vedem că au fost preluate toate schemele lui Plahotniuc de actuala majoritate parlamentară. Și asta este... Făceam o comparație cu ceea ce s-a întâmplat la moțiunea de cenzură din vara acestui an, atunci când practic câteva voturi nu au ajuns. Acum, dacă vorbiți dumneavoastră că totuși ar exista o înțelegere tacită între Partidul Socialiștilor și Platforma pentru Moldova, s-ar putea să rămâneți la aceste 34 de voturi. Bun, n-au semnat câteva persoane, fiindcă nu se aflau în Republica Moldova, dar îi doreau să semneze, este vorba și de domnul Țicu, dar și alții, care nu au fost în ziua aceea în Chișinău. Vedem, atunci, fiindcă moțiunea de cenzură se bazează pe mai multe argumente cât a fost data trecută și este clar că dacă hoții au găsit numitor comun în ceea ce privește menținerea acestui guvern, noi vom căuta și alte căi pentru demisia acestui guvern. Dar dacă nu trece această moțiune de cenzură, atunci guvernul Chicu ar putea să se simtă și mai confortabil. Sigur. Și există și aceste declarații de ultima oră pe care le făcea încă președintele în exercițiu Igor Dodon, că guvernul Chicu de bună voie nu va pleca? Atunci există și de nevoie. Dacă nu există, nu va dori de bună voie. Pentru că noi dorim, ca să oferim, în general, societatea este foarte radicalizată. Lumea nu mai tolerează și a demonstrat la legile prezidențiale că nu va mai tolera corupție la guvernare. Deci președintele ales Maia Sandu a obținut cel mai mare scor din istoria politică și a Republicii Moldova. Da, asta în condițiile în când la vot s-au prezentat un procent foarte scăzut ca în alte în anii precedenți. Ceea ce demonstrează că lumea își dorește o schimbare. Lumea și-a dorit această schimbare încă în alegerile parlamentare. Acum vedem că votul de încredere este unul și mai consistent. Deci ce nu înțeleg ei, de fapt, este că nemulțumirea populară poate să atingă cote maxime și atunci situația poate scăpa în genere de sub control. Este necesar un exercițiu electoral pentru ca oamenii să fie siguri că votul lor contează în Republica Moldova. Dacă reușiți să dați jos acest guvern condus de Ion Chicu, ce se întâmplă mai departe? Se va merge la alegeri anticipate. Obiectivul nostru sunt alegerile anticipate. Dar acest până guvern, atunci cine asigură mandatul? Cineva din guvern va exercita deci mandatul de prim-ministru interimar. Eu înțeleg logica întrebării, uneori chiar și cu colegii avem asemenea discuții că ar fi nevoit poate să fie altcineva, că într-un fel să nu fie folosite resurse administrative. Le-am spus și înainte de alegerile prezidențiale că dacă ar fi după această logică, întotdeauna puterea ar câștiga puterea. Dar s-a demonstrat în alegerile prezidențiale că Dodon a pierdut această putere, așa a pierdut în 2009 Voronin puterea și alții care au fost până la Voronin, da? Fiindcă până la urmă oamenii votează nu fiind forțați, chiar dacă ei încearcă să falsifice un mic procent, 6-7%, oricum voința populară este una în care dorește să schimbe lucrurile de Republica. Dar să admitem un alt scenariu, că domnul Ion Chicu și întreg executivul își depune mandatele. Le dorim succes. Ce se întâmplă atunci? Oricum ei exercită, da. Rămân în exercițiu până la alegerile parlamentare anticipate eventual. Dar ei se vor conduce doar de bugetul aprobat, ei nu au dreptul la inițiativă legislativă, deci acest guvern își are atribuții limitate. Deci despre numirea unui nou premier, despre un alt cabinet de miniștri nu poate fi vorba. Nu poate fi vorba. Mă rog, se poate discuta orice. Deci este important, în primul rând, că să plece acest guvern și atunci noi trebuie să ne așezăm la discuție pentru a vedea care este foaia de parcurs pentru alegerile parlamentare anticipate. Dar dumneavoastră căutați să mai găsiți și alte voturi în Parlament dacă se pune noi sperăm pe la judecata deputaților această moțiune de cenzură? Noi sperăm la bună rațiune și la consecvența celor care au declarat că își doresc alegeri anticipate. În cazul în care Dodon a declarat că își dorește alegeri anticipate, alții de pe la Pro-Șor, Pro-Moldova, cum se numesc ei acolo, fiindcă asta e atât de repede și schimbă denumirea într-o partidă, în altul e foarte greu acum. Deci tot declară că alegeri anticipate ar fi o soluție, să vină să demonstreze acest lucru. În caz contrar, dacă nu, nouă ne va fi clar că
că este o majoritate parlamentară, instituțională, chiar dacă ei se ascund după un perete, ei se numește că acest perete este de sticlă și se vede tot ce se întâmplă. Igor Dodon zicea că în această săptămână s-ar aștepta evenimente istorice. Cunoașteți despre ce ar fi vorba? Evenimentul istoric va fi că el va pleca din funcție. Asta este cel mai evenimentul cel mai istoric pentru Republica Moldova. De ce e atât de gălăgioasă acest transfer de putere? În Moldova, în general, nu știu de ce, foarte greu se despart de scaun. Băieții, fiind la butoanele puterii, furând, într-un fel, având scheme protejate una alta, pentru ei, clar, e alte medii de afaceri nu au decât puterea politică, prin intermediul căreia fură și jacmănesc Republica Moldova. E clar că este dureros într-o noapte să nu mai poată omul mânca caviar, da, negru. Și, deci pentru el, deși este o tragedie, toată noaptea vine cineva ca în stil oriental să-i pupe mâna și piciorul, peste noapte poate arunca cu piciorul în el, da, sau da cu piciorul în el. Și din subconștientul lui, deci el nu înțelege. Asta este, se întâmplă în societățile în care democrația este încă în formare sau în apariție, în naștere, fiindcă nu putem spune că avem o democrație cât de cât în Republica Moldova. Da, elemente, da, dar încă suntem foarte departe. Încă ei încearcă să copie stilul estic de unde vine și Republica Moldova din fosta Uniune Sovietică, unde babacul bătea cu pumnul în masă, da, mai grosolani, mai brutali, încercând prin asta să-și păstreze puterea politică. Deci, este foarte dureros pentru ei. Domnul Carp, dar de la detronarea regimului Plahotniuc și până astăzi, cu atâta insistență se vorbește despre aceste scheme existente și chiar nimeni nu poate să detroneze aceste scheme? Noi vedem Serviciul de Informații și Securitate nu mai a simțit, da, că Dodon pleacă, deci a deconspirat schema anabolizantor în care este implicată ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă. De asemenea, vedem despre acea partidă de droguri de 53 de kilograme în care a avut loc decizii. Instituțiile statului... Mai nou am mai văzut, da, o știre că peste 100 de funcționari publici 119, din Republica, da, Moldova ar deține și cetățenia, da, asta, așa zisei remene. Da. Deci vedem că schimbarea puterii își dă încredere și instituțiilor de drept și își doresc să acționeze. Că în linii generale ce se întâmplă? Sunt cei care puși în frunte, care de fapt nu permit ofițerilor de urmărire penală să se desfășoare activitatea, fiindcă șefele iau dosarele de rezonanță și le pun pe raft încolo. Dar noi am văzut că ei și-ar dori să acționeze, da? Să oprească aceste scheme. Și v-am dat două exemple. Dar care a fost prima dumneavoastră reacție când ați aflat că 119 cenovnici ar avea și așa zisa cetățenia regiunii Transnistrene? Cum să vă spun? Unul din ei este președintele Raionului Dubăsare. Clar că noi trebuie să luăm în calcul că ei au acces la secretul de stat și ei oricând ar putea să ofere o parte sau ofere de informații cu conținut secret pentru cei care lucrează împotriva integrității Republicii Moldova. Deci este un lucru care nu poate fi admis. Cum își începe mandatul Maia Sandu în calitate de președinte aleasă? Cât de greu îi va fi, ținând cont că ar putea să vină o rezistență mare din partea legislativului, a executivului și încă rezistența aceasta pe interior din partea instituțiilor de drept? Instituțiile de drept au nevoie, cum am menționat și mai sus, de schimbarea capelor. Da? Este un mandat, sau acest mandat este unul care este un pericol pentru foarte mulți din funcționarii mandatul corupți. Mandatul doamnei Sandu? Mandatul Sandu este un pericol pentru ei. Da? Nu propriu zis pentru doamna Maia Sandu, dar pentru ei. Acest președinte, ei știu foarte bine că doamna nu va merge la compromisuri. Și a demonstrat prin funcțiile în care a fost că ea nu merge în compromisuri cu hoțe. Da? Și în acest fel, deși ei înțeleg foarte bine ce înseamnă un președinte corect ca Maia Sandu, ce înseamnă să există o majoritate parlamentară care să alinieze acestor principii, asta înseamnă că Republica Moldova are toate șansele să pornească pe un drum în care să scape. Dar dacă acțiunile dumneiei vor fi împiedicate de instituții ale statului, deci, unde se va ajunge? Se va ajunge în care cetățenii vor trebui să-și apere de votul lor.
Și cum vedeți dumneavoastră acest vot, acest sprijin din partea cetățenilor? Presiunea publică este una în care foarte puțin rezistă. Iată, agricultorii au anunțat că vor continua protestele. Se fac presiuni asupra politicului, dar deocamdată... Anumite cedări au făcut, da, deja, nu mari, concesii mici, dar au dat roade. Noi vedem, ei au încercat să majoreze TVA-ul, taxa lor adăugată de la 8 la 12, s-a revenit la 8, cu toate că eu consider că în acest an greu pentru agricultură care a fost în genere, trebuia coborat la 5 la 6 pentru un an. Se discută despre a găsi resurse și pentru compensarea pierderilor în agricultură. Este important ca societatea să nu fiecare să protesteze pentru apărarea propriului interes, doar domeniul lor. Dacă se va consolida toți împreună și vor înțelege că fiecare în parte are anumite probleme și dacă se vor consolida împotriva acestui regim corupt, există. Deocamdată, la protestul agricultorilor s-au alăturat transportatorii și cei din domeniul Horeca au anunțat că vor fi prezenți în Piața Mare a Dunării Naționale mâine. Vedeți că a început doar agricultorii, acum vedeți că se aliniază și transportatorii și Horeca, vor fi și alții. Dacă ei nu vor înțelege, vor fi și alții. Dar guvernarea are reproșul spunând că aceste proteste sunt politizate. Dacă ne vom implica noi în organizarea acestor proteste, ei vor resimți altfel. Și dacă vedem că în continuare vor încerca să-și păstreze schemele corupte, desigur că o să ne implicăm și noi în organizare. La moment încă nu. Da, doar prin susținerea platformei parlamentare, deci înaintând acele amendamente în care să nu le fie prejudiciate interesele acestor domenii, agricultură, transport și așa mai departe, dar desigur, dacă nu vor continua în așa hal, vom fi implicați direct. Legile votate în ultima ședință în cadrul Parlamentului au fost dur criticate și de Fondul Monetar Internațional. Cunoașteți că Republica Moldova încheie anul fără ca să aibă un acord cu FMI. Nu se știe, poate reușește la început de an viitor, dar ce se va întâmpla? Pentru că aud tot mai multe semnale de alarmă că ar putea totuși să se ajungă să nu existe bani pentru a fi achitate pensiile, salariile. Ei se vor împrumuta pe interior, așa cum au făcut-o și în acest an. Aproape 26 de miliarde s-au împrumutat pe interior, dar acestea sunt împrumuturi foarte costisitoare, da? Fiindcă băncile pe interior dau la un procent mai mare. Asta vor face și în anul viitor, în cazul când nu vor avea un acord cu fondul monetar. Dar și aici resursele nu sunt inepuizabile. Da? Lumea nu mai fac depozite la bănci ca să poată fi lichidități. Sunt multe alte, eu nu sunt economist, dar din ceea ce discut cu economiști sau citesc ceea ce scriu experții, Andrean Lupșor sau Tofelat sau și alții, deci situația este una complicată dacă ei nu vor înțelege. Da, credeți că s-ar putea să se ajungă să fie discreditată imaginea doamnei Sandu imediat după preluarea mandatului? Ei asta vor încerca să arunce, ei vor fura, da, având acest guvern, și vor spune că președintele este responsabil de guvernare. Toată lumea înțelege, dar noi lumea a înțeles prin toate tot acest holding prin care au aruncat o sumedenie de minciuni. Lumea a înțeles că sunt minciuni și au votat așa cum trebuie. Deci nu mai există acea percepție cum exista în anterior, că dacă s-a spus la televizor așa este, lumea analizează foarte bine acțiunile și așa mai departe. Chiar dacă ei au încercat să spună că Dodon nu a luat mit în culioc, lumea înțelege că a luat, deci și multe altele. Deci chiar la aceste alegeri, unii au fost și-au votat geopolitic pentru Dodon, dar au votat-o cu foarte mare durere din inimă făcând acest lucru. Deci lucrurile stau altfel. Deci lumea din Republica Moldova s-a săturat de sărăcie și de corupție care există. Una din prioritățile doamnei Maie Sandu este să scoată Republica Moldova din izolare. S-a anunțat că ar putea până la finele anului să vină președintele României la Chișinău, domnul Iohannis, și imediat la început de an viitor doamna Sandu să facă o vizită în Ucraina. În general, cum vedeți dumneavoastră scoaterea Moldovei din izolare? Republica Moldova, cum să vă spun, este o rușine prin faptul că în ultimii 3-4 ani de zile a fost închisă toate ușile. Da? A început atunci când a fost guvernarea lui Plahotniuc, prin 2017, s-au început a încuia ușile,
pentru faptul că acționau așa cum acționau. Dodon era împreună, practic, în partener cu ei, votându-le ce este necesar, votul mixt, dar și atunci când trebuiau să iasă din sală pentru a fi votați anumiți procurori și judecători de către Parlament, băieții pur și simplu ieșau din sală, i-au fost parteneri fideli. Dar să admiteți că încă se mai pliază interesele domnului Dodon cu ale domnului Placodniu, cu ale domnului Șor? Sigur că îi fac afaceri împreună. Nu ai cum să nu se plieze. Și socialiștii nu își asumă cum să vă într-un fel acest joc de culise, pentru că dacă se ajunge la anticipate, trebuie să ia în calcul și sprijinul va veni din partea alegătorilor. Există multă lume, chiar și în teritoriu, dar și nu numai, în care din membrii Partidului Comunist care își pun întrebări, da, ce socialiști. Se întâmplă? Socialiști, Partidul Socialist, cer scuze, da? Care își pun întrebări, ce se întâmplă mai departe, de ce se face acest lucru. Nu sunt deloc încântați de această nuntă cu Pro-Moldova sau pentru Moldova, mai bine zis, cu Șor, cu pentru Moldova. Și ei, într-un fel, oamenii își doresc altceva. Deci lucrurile este că ele se agravează pe zi ce trece. Deci asta este marea problemă. Și credeți că Igor Dodon nu se gândește că i-ar trebui un scor bun la legile parlamentare în dispare? Deci știți cum, ei sunt ca și lăcustele. Au mâncat azi tot, își schimbă locul, mănâncă în partea cealaltă, până se înverzește, mai fac un cerc. Deci nu există viziune. Dacă ar fi fost viziune, în general, hai să vorbim așa, partidele politice în Republica Moldova se nasc și moră odată cu liderii. Știți cum, că eu te-am născut, eu te mântui. Cam așa este conceptul liderului politic din Republica Moldova. În orice stat normal, țară normală, atunci când tu pierzi alegerile, tu îți pui un obiectiv, dacă ai mai puțin, atunci tu pleci din fruntea partidului, vine altcineva, se instituționalizează partidul. Deci asta ar fi trebuit să o facă Dodon. Ai pierdut, se retrage, ar fi venit altcineva în frunte, ar fi mers în alegeri anticipate, își consolidau electoratul și atunci e clar, deci ar fi schimbat la față și ar fi dat o șansă partidului să se instituționalizeze. Dar așa, la noi se vorbește partidul lui Guguță, partidul lui Ciuboțel, partidul lui Titerică și cam tot așa mai departe. Cam asta este conceptul de partid politic în Moldova. Revenim la intenția scoaterii Moldovei din izolare pe care o are doamna Maia Sandu în calitate de președinte și să admitem că va veni un suport masiv din partea partenerilor externe ai Republicii Moldova, din partea Occidentului, dar având o guvernare și un parlament așa cum sunt, cum se oferă această asistență? Direct administrației publice locale. Doamna Sandu a declarat că are mai multe proiecte prin care își dorește asistența din partea Uniunii Europene și a partenerilor externi privind dezvoltarea Republicii Moldova și în condițiile când vom avea acest guvern corupt și vor încerca să se mențină la putere sub orice formă, deci asistența va fi direct către administrația publică locală. Pentru a fi, să nu se ia prin guvernul mai nu știu ce pe colo, să decide politicul, îi se oferă ce se... Dar știți că și administrația publică locală are diferite culori. Nu contează. Pentru noi este important ca orice cetățean, indiferent de felul cum votează, nu trebuie să ajungem la ziua în care oamenii să nu voteze după pomenile care sunt date electorale. Oamenii să voteze după calitățile celor care vin în fața lor. Și atunci când o să avem o asemenea abordare, deci noi nu trebuie să împărțim oamenii în culori politice. Deci fiindcă peste tot trăiesc cetățenii Republicii Moldova, fie că este vorba de orașul Bălți, fie că este vorba de orașul Chișinău sau în altă parte, dar fie că este un oraș sau o localitate care preponderent vorbitor de limbă rusă sau de limbă română, da, sau Comrat sau în altă parte. Dar o relație a Republicii Moldova cu Rusia cum ar trebui să se dezvolte? Noi trebuie să avem din partea Rusiei puțin respect și să-și respecte, în primul rând, angajamentele față de Republica Moldova. Nu mai poate, nicăieri în lume, marele puteri nu mai duc politica cu bâta, dar prin respectul partenerilor, indiferent de cât de mare este acea țară sau și care este importanța lui economică. Așa se construiesc relații între state. Deci, în primul rând, trebuie să avem poziția foarte clară a Federației Rusiei, cei cu conflictul transnistrian, că cheia se află la ei. Și noi trebuie să vedem. Ei spun că cheia se află la Chișinău. Deci și atunci când va exista un dialog normal între cele două părți, Chișinău și Tiraspol, atunci ar putea să apară și varianta de reglementare. L-au avut pe Dodon, care atâți ani de zile a stat la putere, a mers la Tiraspol mai des ca la Sadova,
și nu am văzut acea deschidere sau măcar să se vorbească despre rezolvarea problemei transnistrene. Deci este un blef făcut din partea, un fals din partea Federației Rusiei, fiindcă atunci când cu adevărat dorești să rezolvi această problemă, deci nu încerci să diabolizezi partenerii politici. Dar Federația Rusă, credeți că va încerca să susțină cu orice preț partidele care împărtășesc viziunile acestei țări? L-ați văzut pe Putin, el a susținut deschis pe Dodon. Nu a fost o problemă pentru el. Dar în continuare? Va găsi ori Putin, ori pe altcineva. Deci pentru el nu este o problemă să declare publică, susține pe cineva. Dar vedeți că și în Republica Moldova, dar și în alte parte, precum și în Kirghistan, pe favoriții lui care au fost ținuți, au pierdut alegerile. Deci astăzi, cu certitudine, nu ați putea să ne spuneți care din scenariile politice ar fi un deznodământ pentru actuala situație creată, destul de dificilă. Plecarea acestui guvern în demisie și așezarea la masă după ce își dă demisie acest guvern, să avem foaier de parcurs, cum organizăm alegerile anticipate să fie corecte, unde toți actorii politici implicați să-și ia acel scor prin care îl merită. Igor Dodon în nenumărate rânduri a deplâns lipsa unui dialog cu opoziția parlamentară pentru că nu vreți să dați curs acelor discuții pe care și le-ar dori el ca să se găsească un consens, un compromis pe marginea acestui subiect, cum se ajunge la declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Noi am declarat public care sunt căile pentru declanșarea alegerilor anticipate. Și așteptăm primul pas. Dar nu e mai bine să existe un dialog între putere și opoziție? Deci noi am declarat public care sunt pașii. Deci, mergând cu Igor Dodon acum, în calitate de ce? Cine este Igor Dodon acum? Încă două zile încă mai este președinte zile, în exercițiu. Dar el nu este cel care decide. Decide partidele politice. Va fi președintele Partidului Socialist. Vom trimite o scenariu de înscris Partidului Socialist care sunt, sau cum vedem noi, declanșarea legilor anticipate. Noi, la o masă, cu cei care au votat această politică bugetară fiscală, deci noi nu avem de gând să ne așezăm. Noi vom declara care sunt căile de declanșare și ei să vocifereze una, două sau trei și noi vom merge pentru declanșarea alegerilor anticipate. Ați văzut că fruntașii socialiștilor vă amintesc de nenumărate ori că atunci când s-a creat acea alianță, coaliție, parteneriat PSRM, acum socialiștii erau buni și acum nu mai sunt buni. Depinde pentru cine. Pentru mine nu a fost niciodată. Eu știu că pentru faptul că nu am votat-o pe Greceanu la funcția de președinte a Parlamentului, băieții au diferite fantezii și nu știu ce, dar asta nu înseamnă că eu nu sunt partea echipei și nu susțin ceea ce a făcut echipa. Eu înțeleg că asta era unica cale de scăpat de Plahotniuc atunci, deci trebuia să existe partea a doua, cum foaie de parcurs pentru alegeri anticipate. Asta eu consider că dacă am fi insistat atunci, cu toate că Dodon avea scenariul să nu plece de la putere. Deci el având 36 de mandate atunci, el își dorea să-și păstreze puterea politică. Și el s-a jucat într-un fel sau altul. A vrut omul oleacă să fie de dictator, oleacă de doctor, oleacă de nu știu de toate câte oleacă. Dar și-a găsit parteneri cu care să guverneze. La el nu miroase. Deci fix ca în povestea sau în bancul, sau cum acolo situația, banii nu pot, indiferent de unde vin. Da? Așa și la Igor Dodon. Pentru el voturile nu miroase. Că vin de la Șor, că vin de la Plahotniuc, nu miroase voturile. Acum se avansează mai multe termene când ar putea să aibă loc alegerile parlamentare anticipate. Evident că ele trebuie să aibă loc în corespundere cu legislația, prevederile legislației. Dumneavoastră ce ziceți? Cel mai probabil când ar putea să aibă loc acest scrutin? Dacă se va merge după scenariul că își dă demisia Chicu, da, se găsește un numitor comun că nu se înaintează un prim-ministru, o candidatură la prim-ministru în luna mai, mijlocul lunii mai, sfârșitul lunii mai. Asta ar fi cel mai devreme dată în care noi am putea avea alegeri anticipate. Și cel mai târziu în toamnă? Și cel mai târziu deja poate fi oricând. Dar eu vorbesc cel mai devreme. Dar luați în calcul că actualul mandat al Parlamentului ar putea să dureze până în ultima zi? În capul lor poate este asemenea scenariu. Noi ne dăm foarte bine seama că ei se vor încerca să mențină de putere până în ultima zi. Noastră cum crede s-a investit atâția bani în crearea acestei platforme pentru Moldova ca să meargă la alegeri anticipate? Deci, da, eu îmi dau seama că
Deci această platformă pentru Moldova, acolo s-a investit sănătate, discuții și nu numai, da, pentru a putea să fie formată, fiindcă oamenii care într-o noapte au fost la PD, peste următoarea noapte au fost la Pro-Moldova și pe a treia noapte s-au trezit la Pentru Moldova. Deci acești oameni, cine știe care sunt următorii sau ei în capul lor au fost că băieții își doresc pentru o perioadă mai îndelungată. Pentru că, hai să fim sinceri, acum sunt vreo 16-17, eu nu cred că vor intra în Parlament atâta lume de la... Și atunci, la modul serios, cine își dorește alegerile? Alegerile anticipate acum anticipate. Își dorește opoziția parlamentară. Undeva în adâncul sufletului, o bună parte din membrii PSRM și deputați, nu toți, dar o bună parte își doresc lucrul ăsta. Ei înțeleg, deci această majoritate parlamentară nu ușor împreună nu poate să existe la infinit, fiindcă asta va eroda foarte mult din imaginea lor, iar ceea ce este important nu doar cum vii în politică, dar cum și pleci în politică. Fiindcă după ce pleci din politică, dacă pleci cu fluierături toată viața, tu practic trăiești cu această ștampilă. Ce așteptări aveți de la 2021? În primul rând, așteptările sunt că acest guvern să plece și să avem o alegere anticipată ca să vină un parlament mai curat, un parlament în care să nu avem atâția deputați care practic sunt în slujba unor oligari. Asta este cel mai important. Doi, îmi doresc ca Republica Moldova să facă față pandemiei, da, situații și să vedem când ajunge și Republica Moldova vaccinul pentru a începe acest proces de vaccinare în masă a populației, pentru a putea scăpa de această urgie și ne dorim ca să ne vedem cu toți sănătoși într-o republică, într-un stat mai în care fiecare are o șansă să trăiască acasă. Nu v-am întrebat dacă credeți sau nu în sondaje, dar aceste cercetări sociologice arată că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, în Parlament ar putea să acceadă PAS, Partidul Socialiștilor, Partidul Ușor și Partidul Renato Usatăi. Acest sondaj l-a arătat Igor Dodon câștigător din primul tur. De ce mai puțin am încredere în AIDATA? Dar admiteți că doar aceste patru formațiuni ar putea să acceadă? Nu. Chiar nu cred. Pentru mine mai relevant, pentru a nu face publicitate, este alte sondaje, alte case, este barometru de opinie. Da, era, eu chiar nu cred în ceea ce, fiindcă ei îl dădeau pe Dodon câștigător chiar și din primul tur, că va fi pe primul loc, chiar dacă va fi turul 2 și tot. Da, ați văzut că au spus că nu s-a luat în calcul și votul din diaspora. Și fără votul din diaspora, în Republica Moldova, Dodon a pierdut alegerile. Hai să fim sinceri, așa că eu chiar nu cred. A dat vina pe diaspora că nu încape în sondaj, mă scuzați, vă rog. El a pierdut alegeri și în Republica Moldova, să fie clar pentru toată lumea. Mai este restanțier Parlamentul în ceea ce privește votul din diaspora? Sigur, sigur. Deci noi trebuie să vedem cum poate participa toți cetățenii noștri la vot. Deci noi, acum au participat 250.000, dar eu sunt convins că el poate fi, această cifră, din păcate, că sunt prea mulți plecat, această cifră poate fi dublată. Și atunci e clar că ei pot participa direct la schimbarea Republicii Moldova pentru că ei își doresc să vină acasă. Dar și puterea și opoziția spun că votul prin corespondență e la un pas distanță. Adică votul din diasporă contează de votul deputaților din Parlament. Deci noi am propus de câteva ori ca să existe cel puțin 2 zile de vot. Da? A fost inițiativa și a domnului Vasile Năstase, dar și alți colegi care au venit în Parlament pentru a propune să existe 2 zile de vot pentru diaspora. Atunci când tu îți dorești cu adevărat să întinzi o mână sau să creezi condiții, nu e vorba de întins o mână, să creezi condiții pentru diaspora să voteze, indiferent că se află la est sau la vest, atunci nu te opui anumit cu îmbunătățirii condițiilor pentru participare la vot. Dar votul prin corespondență poate este. Fi votat? Poate. De ce nu? Și el trebuie să aibă loc. Mai multe state, deși există votul prin corespondență, dar este necesar ca să-și existe voință politică. Dacă ei nu au avut voință politică pentru a pune 2 zile de vot, eu nu cred că există voință politică pentru votul prin corespondență. Mulțumim foarte mult pentru această discuție. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. La mulți ani! La mulți ani, Moldova!